Salutare! Bună seara! Aici. Ai venit la România au talent? Aici. Bine, lasă că mă depistează, el nu-ți face aici. Griji. A. Nu vă văd! Nu e problemă, stai liniștit, dar auzi, da? Aud, aud. Știi cine-ți vorbește, nu? Andy Moisescu. Vezi, mă, că totuși, după atâția ani... Bună seara! Cum te cheamă și de unde vii? Numele meu este Cristianuța, vin din Pucioasa, județul Dâmbovița, însă locuiesc în Spania de 10 ani. Și ia spune-ne, ce faci în Spania, Cristian? Mă ocup cu muzica, de puțin timp. Și până să te ocupi cu muzica, ce făceai? Eram la școală, la facultate. Ok, ce facultate? S-ar traduce comunicare audio-video. Dar nu prea îți plăcea, de fapt. Hai că nu te văd ai tăi. Rămâne doar între noi, așa. Deci tu aveai alte pasiuni, de fapt. Exact, muzica în principiu. Muzica, tată. E prima încercare în seara asta? Da. Oh, perfect. Păi atunci, am puține emoții, sunt timorat, dar... Nu-i problemă, lasă că-ți bune emoțiile, că te ajută să te aduni. Suntem aici alături de tine, scena ți aparține, îți dorim mult succes și abia așteptăm să ne cucerești. Mulțumesc mult! Te-am văzut de când ai intrat și n-am putut să mă gândesc la altceva. Mi-am adus aminte ce se simte când sunt cu tine. Te mai vreau măcar o dată, zi-mi dacă vrei să-ți vin ca altă dată, doar dacă e ok, yeah. Să ne amintim te mai vreau mori. Cristian a învățat beatbox de pe internet și acum cântă în puburile din Spania. Părinții lui sunt ospădari în restaurantul unui hotel și au dat mereu libertatea de a-și alege visul. Pentru că uneori, ce pare a fi doar o joacă, poate fi un mare plan. Magic. Mulțumesc mult! Hai că a dat de ea până când i-a venit de hack cum ar veni. Ce zici, Dragoș?
acea prosteală pe care o fac toți copiii când sunt mici și tu ai adus-o la un nivel foarte, foarte sus, mai câștigat și cred că e un moment care a plăcut tuturor, atât aici în sală cât și acasă. Ce zici, Bobo? Merge. Merge, a? Bobo a dat verdictul, s-a dat aia, CTC-ul cum ar veni. Da, eu am zis, atâta zic, merge. Perfect. Andra? Eu vreau să spun că m-am bucurat pentru tine când mi-am dat seama că poți să faci beatbox mai bine decât să cânți. Dar mi se pare incredibil, adică trebuie să ai un simț ritmic extraordinar ca să poți să creezi toate trecerile respective și toate ritmurile alea. Iar la tine a sunat foarte bine. Mulțumesc mult! Bucioasa a rules în seara asta, Cristiane. Yeah. Mergi în etapa următoare cu 4 de da. Yeah. Mulțumesc mult de tot! Și noi îți mulțumim!